La ora 13 fix, agitația obișnuită a Clujului a luat o pauză. Timp de 2 ore, strada Potaisa, unde în aceste zile este deschisă piața de flori altfel, a devenit locul unui prânz atipic, cu sute de invitați. Printre flori și alte plante au fost întinse mese cu platouri dichițite, care mai de care mai gustoase. Limonade de casă, zacuscă din legume bine coapte, salată cu legume proaspăt culese, tradiționala slănină cu ceapă verde și roșii, prăjituri cu ciocolată sau plăcinte cu mere, toate au fost oferite oricui a poftit la masa bunei vecinătăți. Absolut genială ideea și foarte practică. E foarte bun, foarte bun moment de socializare. Altfel te atașezi de oameni când poți să vorbești la masă, ca în familie. Cu ce bunătăți ați venit? Cu ghiveci, cu... De toate bune. Din Mureș, direct din Mureș a venit mama cu toate astea. Sarmale cu păsat și telemea de capră. Cum vi se pare această idee? De masa bunei vecinătăți. Minunată, mai ales când ne e foame. Evenimentul a devenit o tradiție, iar clujenii pot lua parte la un mare picnic într-un loc de bază. Ideea e să ne cunoaștem, să stăm un pic să respirăm, să stăm un pic să ne uităm unii în ochii celuilalt și să gândim că împreună suntem acea comunitate la care toți visăm. Piața de flori altfel e un proiect imaginat și organizat de 7 ani și a propus de la început să aducă mai aproape de comunitate producătorii locali.